Și cum ai petrecut anul nou? Dar cum l-am trecut? Normal l-am trecut. Primul a venit Vasea, primul l-am trecut. După asta a venit Serioja cu Fedea și m-a petrecut pe mine de-am. Gine, cu mine ai vrut să mai petreci. Hai că ți stai, că ți stai. Acu' e animalul din coridor? Am eu. Tu știi cum a mușcat? Dar cum să vă muști? Că e pisică. Ia uite cine a făcut pe față. Și caută-i acolo. Dar dumneavoastră singur ați spus că când venim la examen să fie un prieten care să ne țină pumnii. Corect, pumnii, nu ghearele! Pregătiți-vă de examen. Într-un minut vin. Hai să-i fac și-o lașe, vină cu așa. Spunerea mea, hai! Liniște! După cum știm, anual, pe data de 2, are loc examenul de admitere și demitere din trupă. Ce pregătit de examen? Anul ăsta avem tocmai 4 candidaturi valoroase. Tu mai gine, ești vorghești. Dacă nu, îi spun domnul presar, știa vorghi și de anul nou a luat un corporativ și lui nu i-a spus. Eu să scop tot doar cu șeixa. Dar tu de unde știi? Tata mea îți dea sfântările cu dansă. Liniște! Cine vrea primul? Așa și-a știut. Cristina Bârcă. Poftim în față, Cristina. Dragi, avantajele trompetei față de alte instrumente muzicale. Poftim, atenție toată lumea, Cristina, avantajele trompetei. Față de alte instrumente muzicale, trompetuța necesită mânuită cu ambele mâini. Buzele trebuie umezite înainte de contactul cu acesta, iar degetele sunt ajutorul numărul 1, ca finalul să fie unul exploziv. O trompetă trebuie să strige frumos, trebuie să strige exotic. Gata, ai dat examenul, bravo! Bravo, Cristineu, bravo, te așez! Următorul la noi vine Alexandru. Alexandru, poftim. Ion, du-te și adu chiorul din baie, da? Alexandru? Corect, Alexandru. Alegeți norocul, cum s-ar spune. Cristina a dat examen. Știu. Eu am avut grijă să-i notez ghiri cu biletele. Adică? Bilet cu numărul 3. Avantajele trompetei față de alte instrumente muzicale. Avantajele trompetei. Avantajele trompetei. Toți umoriștii tăi, eu și amuzanții. Așa vă mă răsplătiți voi pe mine. Eu mă port regește cu voi. Voi să ne să înscriți, să-mi faceți de astea. Tu nântălughea, tu nântălughea. Eu cu tine m-am purtat și mai. Treci acolo, scrânge, bă! Eu cu tine să pedepsesc. Tătă viața în Nântăliuia. Pentru asta și i-ați făcut voi. Scrânșe, o suntem gata de huța. 3, 2, 1 și huța! 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 Bravo, scoală! Scoală! Eu pe tine să te învăț minte să mă măjești la examen. Până cu așa și tu. Căsuța! Facem căsuța acum! Suntem gata? 3, 2, 1 și... Dacă vesel se trăiește, bate așa! Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Ne pregătim! Mâine, la ora 6, repetiții. Și nu uităm legea de aur. Doar impresarul! Vine la 7!